Bună seara și bine ați venit la emisiunea Baia Alexa. În această seară vom vorbi despre jocurile politice din dreapta împreună cu invitata noastră, Dana Rainov, de la Bloc de Câine Rău. Bună seara, Dana, bine ai revenit în emisiune. Bună seara tuturor, de aproape și de departe. Așa, uh, înainte de a începe să vorbim despre jocurile politice din dreapta, uh, trebuie să descriem un pic contextul în care uh, dreapta își desfășoară, ca să spun așa, activitatea. sau nu Care activitate? Desfă, uh, mă rog, activitatea, zi și tu în ghilimele. Uh, Astăzi... Uh, Putem aprinde o lumânare, îmi pare rău că n-am adus o lumânare, sau aprindem pentru uh, economia națională. Astăzi, guvernul Ponta a, a reușit să pună pe butuci economia națională prin uh, 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 impozitarea construcțiilor speciale. Eu nu vorbesc despre creșterea accizei la carburanți, nu vorbesc despre alte lucruri, ci vorbesc despre un lucru care este extrem de grav pentru că uh, uh, are o valoare uriașă, da? Și aici vorbim despre construcțiile speciale. Uh, există un catalog al construcțiilor speciale apărut în Monitorul Oficial 46 din 13 ianuarie 2005, care exemplifică sau care descrie exact care sunt aceste construcții speciale și aș vrea să citesc care sunt pentru că, poate, așa românul nu va mai fi în număr de 50 în fața muzeului Antipa cei care vor să dea jos guvernarea Ponta, ci vor fi cel puțin un milion. Pentru că eu cred că lumea nu realizează ce s-a întâmplat astăzi, dar o, o să realizeze când o să citim din acest catalog și când o să vedem că viața noastră va exploda pur și simplu. Deci avem mai multe grupe ale activelor care vor fi impozitate și să începem cu construcțiile. Construcții industriale, clădiri industriale în afară de clădirile din industria alimentară, industria materialelor de construcții, industria metalurgică, siderurgică, chimică, construcții ușoare cu structuri metalice, hale de producție, hale de montaj. Uh, centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, centrale termoelectrice și nuclearoelectrice piețe și platforme din beton, balas sau macadam, sonde de țiței, gaz, sare și platforme marine de foraj și extracție, turnuri de extracție minieră, puțuri de mină, galerii, puț de mină, printre altele este și metroul, da? Deci biletele la metrou vor fi, uh, vor uh, uh, conține și impozitul respectiv. Deci vorbim de lucruri uh, extraordinare. Galerii, planuri înclinate și rampe de puț. Planuri înclinate fiind și scara rulantă de la magazin, care și aia va fi impozitate. Până și capacele de canal vor fi impozitate. Stai puțin, că n-ai văzut încă. Structuri de susținere estacade și culoare pentru transportoare cu bandă rampe de încărcare-descărcare, construcții miniere subterane pentru personal, gări și remize, stații de pompare, stații de compresoare, canale pentru aeraj, buncăre, suitori coborător, coșuri de fum și turnuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, camere de fum de prăfuire de uscare, lucrări de construcție de decopertă pentru exploatări miniere, poligoane de încercări experimentare în aer liber sau în căperi închise, construcții agricole, clădirea agrozootehnice. Păi pui la cât o să coste, mai Dana? Da? Probabil, probabil, că se va regăsi într-o gheruță și în Construc Construcții <laughs> agricole ușoare, bareși, magazii, șoproane, cabane, depozite de îngrășăminte minerale sau naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor, Heleștee, iazuri, bazine, ecluze, ascensoare, baraje și gheaburi pentru piscicultură, construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri, terase pe arabil, plantații pomicole și viticole, sere, solarii răsadnice și ciupercării, alte construcții agricole uh, negăsite în cadrul grupei 1-2, construcții pentru transporturi de poște și te telecomunicații, clădiri pentru transport, deci telefoanele mobile. Păi, intră tot. Deci, viața noastră uh, e impozitată de la A la Z, până și toaleta e impozitată pentru că conține o conductă care se duce în canalizarea publică, da? Așa. Uh, uh, infrastructura pentru transport feroviar cu ecartament normal și larg, uh, ecartament normal pentru metrou, uh, uh, forestier, minier, infrastructură și stații de tramvaie, da? Rețele electrice de contact pentru calea ferată, tramvaie și troleibuze, cale ferată minieră. Construcții pentru transport feroviar. aparate de cale. Infrastructură, drumuri publice, industriale, agricole, alei, străzi și autostrăzi cu toate accesoriile necesare. Trotoare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație. E, ala, impozitul pe zebră va fi foarte interesant. Nu e de râs, e un râs nervos, te rog să mă spus. Piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportoare, chei, restacade și docuri pentru nave, cale pentru montarea și lansarea navelor, canale pentru navigație, construcții accesorii pentru transport rutier, aerian, naval, linii de funiculare, linii funiculare pentru personal stații și construcții de protecție, planuri inclinate supraterane, poduri, podețe, pasarele, viaducte, pentru tra... deci până și podețul. Dacă e un podeț de un metru, ăla e impozitat. E impozabil. E impozabil. O să vedem deci, din e. aceste categorii până la urmă, că din ce ai citit până acum, rezultă că cel mai mare datornic la aceste noi impozite este de fapt statul. Uh. Clădiri pentru poștă, telecomunicații, centrale telefonice, stații de emisie radio, studiori pentru radio, televiziune, etc. Deci, televiziunile, pregătiți-vă de plătit uh, impozit. De, Acum va fi foarte interesant. Pe clădirea acestui studio deja se plătește un impozit. Pe păi să este supraimpozit Să vedem. Supraimpozitarea peste toate astea, ce va uh, însemna? Că băieți au fost destul de discreți, așa în. Clădiri uh, pentru poștă, telecomunicații, centrale, tele nu, linii și cabluri aeriene de telecomunicații, stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console, rețele și canalizări subterane de comunicații urbane și interurbane, platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio și TV, cabine telefonice construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații, barăci, magazii, șoproane, cabane, construcții hidrotehnice, baraje și con, construcții accesorii baraje, cluze, deversoare, porturi, fronturi de așteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivație, diguri de apărare, de compartimentare, de dirijare, consolidări de maluri, praguri, pinte, uh, anrocamente și căsoaie, cleonaje canale de aducțiune, pereuri, construcții hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice, lacuri artificiale de acumulare, construcții pentru afaceri, comerț, depozitare, centre de afaceri. Aici nu mai e statul. Construcții, clădiri comerciale așa, magazine. Construcții pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcții și a produselor agricole. Mă scuzați. Bine, astea erau. Erau clădiri impozitate. Aș vrea să aflu reacția uh, votanților USL, majoritar rurali, când se vor trezi cu solariile și serele impozitate. Aici va fi o dramă. Cunosc câteva sate care din asta trăiesc. E bine, nu vor mai trăi din asta. Uh, când. Uh, nu, el plătește un impozit modic pe terenul agricol. Când vor veni asta să-i măsoare solarul. Colegii mei din, re, uh, din regiune mă întreabă dacă cred că va mai rămâne cineva în România după ce am citit treaba asta. Și n-am citit-o pe toată colegii. Mai uh, aveam de uh, pe, citit uh, multe. Uh, pe mine uh, pe mine a vrut deja să mă impoziteze domnul Oprescu. Eu câine. Da? Eu mișu câinele. A vrut deja să mă impoziteze domnul Oprescu, deci n-am oricum scăpare. Probabil că o să-mi găsească și mie clopoțelul de la lesă, hainuța de iarnă. Deci, eu băg seama că avem două variante la toată porcăria care s-a întâmplat astăzi și care chiar pune economia. Deci, practic, producția industrială o pune pe butuci. Tot ce înseamnă uh, producția industrială e pusă în cap. Da, în România. Nu, iată, cu această ocazie. -am dat exemplu, și producția agricolă. Și producția agricolă, dar vreau să spun că, în principal, producția industrială, care e cea mai. Așa. E și producție Deci, mă n-a scăpat nimic. Dacă citești catalogul Cap Coadă, îl găsiți pentru cei care se uită la emisiune: codfiscal.net, catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Deci exact unde sunt descrise ce se impozitează, ce va impozita guvernul Ponta. Eu Bine, cred că, că două variante. Asta este, este făcut pentru a se calcula amortizările. Păi pentru că sunt pe, sunt pe grupe. Dar astea s sunt construcțiile speciale. Nu, da, știu că sunt construcțiile speciale, dar guvernul are încă de, de clarificat din, din asta la ce s-a gândit și nu era până astăzi impozitat. În momentul în care a spus așa toate Gros din, modo, din grupa asta, sigur că te poți aștepta la orice mârșăvie. Păi da. nu, nu e că socialiștii până, până acum, într-un an și ceva de, de guvernare, ne-au iertat de vreo taxă care le-a dat lor prin minte. Dar trebuia să ne așteptăm. Păi trebuia să ne așteptăm, că, dar hai să vedem care mai e motivația guvernului. Deci uh, am înțeles motivația de, de mai mult este timp că n-au s-a golit sacul. Da? Motivația guvernului este că încearcă să-și mențină uh, fidelă, să-și mențină măcar potolită așa, așa, acea fâșie largă de electorat pe care a luat-o, prin promisiuni mincinoase. Pentru că uh, guvernul Ponta da, până acum 2 ani nu era guvern, era opoziție și urlau pe toate de asta, vai ce criminal e Boc ce a făcut ce adres. Bon. Las că venim noi și va curge lapte și miere. Păi curge se impozitează conducta specială până în care venea da, laptele, laptele, și, și, și să apară mierea. <laughs> Hop! Și <laughs> acum ce ne facem băieți? Păi eu cred că sunt două variante pentru care se întâmplă lucrurile astea. Prima variantă ar fi că guvernarea Ponta se vrea perpetuă, adică vorbim deja despre Partidul Unii, de care tot vorbeau ei, știi, pe vremea PDL, vorbeau despre Partidul Unii, despre taxele care împovărează oamenii. iacătă că ce spuneau ei la nivel declarativ despre PDL, pe vremea guvernării PDL, se întâmplă acum, faptic. Da? se întâmplă. Eu cred că ori merg pe problema de șantaj la modul, băi fraților, dacă nu acceptați partidul unic și o singură guvernare, asta USL care e cea mai tare, da, din ultimii 23 de ani, că n-a depășit-o încă nimeni, atunci vă șantajăm. Ori cântați, ori jucați cum vă cântăm noi, ori nu. Această variantă a fost expusă de Dan Suciu, care este uh, economist și el și a înțeles uh, cum devine chestiunea cu impozitarea construcțiilor speciale. Și ar mai fi o variantă. Ar mai fi varianta descentralizării, uh, pentru că toate aceste construcții speciale, uh, impozitul pentru aceste construcții speciale se strânge la primării. Și atunci uh, guvernarea Ponta se spală pe mâini precum Pilat din Pont. Uh, cu gândul că nu va mai împărți de la guvernarea centrală bani către primării. Deci centralizează omul și ia câtă că a găsit și fondurile pentru primării. Impozitați fraților până și fumul care iese de pe coș și atunci o să aveți bani la primării să vă faceți voi mendrele acolo uh, în uh, regiunea. Uh, deci ia câtă că le-a așezat uh, pentru baronilor. Administrațiile, <coughs> pentru administrațiile locale va fi foarte simpatic. Uh, pentru că primarul a adorat, uh, votat uh, acum 2 ani sau când Dumnezeu a fost, uh, așa, chiar și din închisoare, unii, sigur, uh, va trebui să vină, nu? Ca în uh, moromeții, să vie cu funcirea yeah. și să zică, a, păi magazia aia, matale, nu ai pe rol. Uh, Buda din fundul curții nu-i pe rol. Și ia să ce mai avem pe aici, ha, ai și un grăjduleț, ia să vedem noi ce e acolo, ce avem noi aici. Da. Și uite, așa, frumos, frumos, metru cu metru, proprietatea va fi. A, și mai ai și solar nenorocitule da? Da? Și da. mai are și un pătul în care ține fânul și porumbul și mai știe ce. Ăla de obicei deasupra grajdului, să nu spune contează. că se ia în bloc. Așa, la metru pătrat construit. La metru pătrat construit, Deci o da. să fie o construcție pe plus M. Da. Deci te doare mintea. Uh, nu, nu te doare mintea, uh, uh, te doare sufletul. Da, pentru că de bine, de rău, uh, cumva printr-un miracol, că n-am avut în nicio guvernare niște, uh, niște geniali și niște vizionari, uh, România era o bărcuță care reușea să plutească. Uh, evitase uh, așa icebergul ca să... Da. Pe, uh, Precum Titanicul exact, care în a în ultima, în, ultima secundă cineva a tras de cârmă așa, și a zis, fraților, dacă nu mai tăiem din cheltuielile bugetare, dacă nu mai facem, nu mai dregem, ne scufundăm. Și așa nava mai ușurică, hâț, a evitat, să spunem, un colaps, un faliment. E, guvernul Ponta n-a avut ce să facă. Venise pe un bal de promisiune, a trebuit să mai dea, să mai facă, să mai dreagă. A angajat că de obligații multe, alianța mare... Stai acum mai prostește cu mărirea pensiilor. Uh, uitând că lumea nu ce? știe dând, dând 3%, dând 3% și deși inflația, spună, inflația a fost de 5 și ceva la sută ei da, le dă da, 3% dar uitând Alexa, să spună uh, simpla, că de fapt și de drept uh, e lege pe această chestiune simpla legea pensiilor articolul 102 fraților, legea pensiilor uitați-vă în legea pensiilor că e pe net, articolul 102 și vedeți că guvernul este obligat să indexeze pensiile cu rata inflației. Nu este evropomană a guvernării Ponta, cu care se împăunează Victor Ponta, ci este o obligație trecută în legea pensiilor. Da? O, o obligație să, să mă ierți până la urmă absolut embelă pe care și-a asumat-o statul, în condițiile în care contributorii tăi la fondul de pensie, de deci cei care sunt în activitate, nu scrie nicăieri fraților că lor li se măresc salariile odată cu, uh, odată cu inflația. Tu însuți, statul, nu salariile funcționarilor tăi odată cu inflația. Și atunci, părticica aia de contribuție, așa, cum va crește ea odată cu inflația ca să acopere creșterea de, uh, de pensii? Deci, undeva aritmetica se, se rupe, e o fractură logică da, ți-a asumat obligația asta, am fanfar, uite ce băieți buni că tot nu dăm de la noi, așa, dar matematic, povestea asta nu stă în picioare, că n-ai să poți obliga niciodată firmele private. Ba da, este o chestie perversă asta cu salariul minim pe economie, care tot, tot crește. Și pe măsură ce crește ăsta, economia neagră și salariile la negru vor deveni din ce în ce mai Proliferează, Da, sigur deci că cei, cei cu contracte de muncă în regulă și cu taxe plătite, îți dai seama că acum, a acum începe o de asta de evaziune cum n-a fost never Ever în România. În altă ordine de idei, Bunica tu spuneai. Bunica avea o aveau vorbă, stăpân învață sluga hoață. Da, corect, așa e. Da? În altă ordine de idei, tu vorbei mai devreme despre chestiunea cu cu măririle de salarii, cu mărirea salariului minim pe economie. Păi stai așa puțin, deci astea sunt la modul uh, uh, wishful thinking, pentru că a, o să mărim salariile dacă o să avem fonduri, o să mărim da, bine, aia dacă o să avem o să scădem dacă o să Vom rămâne cu 15, că trebuie să, fondul de salarii uh, pentru o firmă e, e un indicator foarte sensibil. Da, dar da, și mie... dacă ăla e, mai renunț la niște oameni. Corect, așa este. Dar spune și mie: cum reușește Ponta, constituțional vorbind, să mărească numai unora din, dintre bugetari salariile, și rest celorlalți nu? Pentru că, dacă stai să te gândești, intră în conflict cu articolul 2 din Constituție, da? Și atunci. A... Păi, uh, nu, aici, uh, aici uh, ar trebui să ne întrebăm. Ce s-a ales de acea mult discutată lege a salarizării care așeza pe trepte, pe uh, așa, erau din salariu unui portar, doctorul avea de 3,7 sau ceva de soiul ăsta. Ce s-a ales de uh, acea lege? Că s-a discutat, s-au bătut, la Crafu vremea aia PSD-ul era în opoziție. Păi da, da. Uh, deci, am atat toată această scară de valori, am făcut tabula rasa și o luăm și de la capăt. Da. De să vedem, de cine ni s-a mai făcut 9.000 acum? De medicii rezidenți și de profesorii debutanți. Uh, care, by the way, de ce? Uh, am auzit cifra de 5 milioane. Păi, nu vii tu stat și îmi impui mie în privat că salariul minim este de 800 de lei? Da. Păi, tu cum îți permiți să dai sub salariu minim pe economie? Păi, de ce mai să mult, nu permită? Mai mult Îi oprește îmi impui cineva? a celor cu studii medii să nu le dau sub o anumită sumă, celor cu studii superioare să nu le dau cu o anumită sumă. Doctorul ăla pentru tine, dacă lucrează la stat, nu are studii superioare sau ce? Păi, iar deci, rezidenții p să fim oameni serioși, au un salariu de mizerie. Bineînțeles. De mizerie. Nici nu poți trăi din salariul pe care l au, dar nu mai faci ne Mie poate, în mele, care uh, a terminat medicina la, uh, la Cluj, nu-i ajungea salariul ei de rezident să-și plătească chiria și dările da, uh, ca să stea să facă rezidențiatul în Cluj. Exact. Uh, și uh, consecință, nu rezidențiatul în Germania. Bun. Hai, hai să este? încheiem uh, <laughs> capitolul context, că l-am descris. O mai vorbi și altă dată despre minunile guvernării Ponta. Bă, pe, dacă... această, pe acest context catastrofal total, că tot se anunța cu tremur mare, pe păi mai cu tremur decât ăla, ăsta din ziua de astăzi, îmi pare rău, nu cred că se există. Pe acest context avem o dreaptă care nu are deloc încredere în puterile ei de a câștiga în 2014 la primele alegeri europarlamentare și prezidențiale din 2014. Și care nu luptă ca să câștige. E evident acest lucru. Nu știu dacă sunt timizi sau se luptă numai între ei, pentru că ceea ce se vede dinspre cetățean în partea aceea este o luptă inexistentă cu seleul, însă o luptă pe funcții, o bătălie internă pe funcții inexistente, pe uh, medalii de carton și pe proiecte irealizabile, da. Care proiecte? Stai. Că eu o iau invers. Eu sunt cetățeanul. Așa. Da? N-am partipriuri, nu de x, nu de y, nu de z. Frate, pe mine mă interesează să vină un om, da? care să spună. Frate, eu vreau să fac aia, aia, aia. Deci să am un proiect pentru 2014, pentru 2020, pentru 2399. Dar să mă duc într-o direcție și să fac aia, 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 altă. Nu, la noi este un fel de, cum să, uh, cum să mă exprim așa mai elegant, să nu, uh, de mis fata de la țară. <laughs> da. Înțeles? Uh, numai că este băiatul pentru țară. Da? Este mister băiatul pentru țară, mister boboc. Pentru că văd că PDL-ul, Honor PDL-ul, nu locomotiva face drege cel mai mare partid, da. -a, a început castingul. Ăsta este casting, oameni buni. Nu, nu este un, un concurs de, de idei, de proiecte. Da, văd că domnul Falcă, așa, pierde big time. Famosul domnul Falcă. Da. Famosul domnul Falcă pierde big time alegere după alegere în fața mai uh, proaspătului pedelist domn Predoiu. E, cu toate Adăvăr, păcatele... Carată mai bine Predoiu decât Falcă, ce să mai... Cu toate păcatele... Păi atunci să-l chemăm pe Bruce Willis, poate ne salvează pe toți. Sunt convins. Da? D Ăla e greu de ucis. Exact, dacă e pe concurs de frumusețe, frate, să luăm pe Brad Pitt direct. Da. Și atâta, da? L-ar vota toate fetele, am înțeles că la asta populației stăm ușurel mai bine noi damele, un 51%, așa? Deci am bătut pe toți. Da. Ce să mai... Aret. Brad Pitt, președinte. Dacă nu e pe frumusețe și e pe planuri și pe ce vrem noi să facem, vreau să spun că domnul Falcă, a scris o carte, oh. mă rog, are numele scris pe coperta cărții. Cine a fi scris-o, da. Dumnezeu cu mila. Altfel, bună scritura, așa care este un proiect România 2020. Deci, cineva i-a deschis capul și a zis, frate, întâi trebuie să ai un proiect, după care să ai o candidatură. Sigur, nu a răzbătut din acele faimoase alegeri primare, nu? Da. ale PDL-ului vreo idee. Că Predoiu a venit cu super idei, așa, și ăsta a avut niște inițiative mai puțin agreate de colegi și iată că a ieșit domnul Predoiu din pălărie, hop, prezidențiabilul nostru. deci tot ce a răzbătut în afară pentru public, nu pentru mine, viitorul alegător. Pe cine pun ștampila? Nu? Nu? Ne mai da la alegerile care au avut loc în PDL în această privință, vreau să spun că Blaga a fost foarte deștept și a zis: Lasă-mă că la legă, ăștia l-au ales pe Predoiu și el este nevinovat. E floricită Domnule, dacă ăștia l-au ales, apoi ce-mi scoate mie? Să mă lase cu deșteptăciunea care se numește Furatul căciului pentru că Ceea ce s-a întâmplat astăzi, da? Uh, cum să spun? Nesimțirea, uh, lăcomia uh, guvernului Ponta, care practic își aruncă toate nerealizările, toate nepriceperile uh, stângăcii, e atât de eufemist, păi toate dobitociile pe care vorbim, le face, așa, în cârca contribuabilului, da? căruia îi mai dă niște taxe de plată, să vedem până la urmă cine va mai plăti taxe în țara asta, este strict legată de fatidica dată din decembrie, din decembrie unde s-a votat, votat, Nu s-a votat cum s-a votat. No. Deci să ne arătăm cu deștul la electorat că nu avem voie. Electoratului i s-a uh, prezentat o, Mi -a alianță, o ofertă de nerefuzat. Da, numită da? oh. Pe care, până și noi, am mers. <laughs> Mi-am adus pe de ne de nas și votând, lasă-i dracu măcar un vot care e pentru ăștia. Ți-a adus de întâlnirea cu blogării de, de la lansarea ard ului Da, da, atunci câinele a fost foarte rău. Foarte rău și așa și a scris, mi-aduc aminte, așa se numea patru domni negru ca un car funebru pentru că așa arătau iar astăzi arată și mai rău. Păi deci, astăzi arată opoziția. La fel. deci eu am spus dacă zicea am spus așa, nu aveți, dați prost cu comunicarea. Același lucru se întâmplă și astăzi. N-aveți soluții. Nu vă cunoașteți electoratul și nu aveți soluții pentru fiecare nu, nu parte centrează, a electoratului. Nu, nu-și centrează electoratul. Da. Uh, dacă măcar ar citi. Bun, sunt băieți săraci. Acum sunt și în opoziție. De unde consultanți, de unde una, de unde alta. Dar măcar de dacă, dacă ar mai citi câteva bloguri de oameni care știu... Și, uite, îl dau uh, exemplu pe Barbu Matescu, da? Citești pe sociologica. Omul nu vine cu păreri, omul vine cu cifre, da? Și îți arată, uite aia, uite aia. N-au centrat electoratul. Ce? Ori vii cu măsuri de dreapta, da. pentru dreapta. E adevărat, sunt 2-3 milioane de oameni. Dar sunt 2-3 milioane de oameni care așteaptă de 20 de ani să le vorbească cineva pe limba lor. Da. Și este și un asociat acestor 2-3 milioane destul sunt familie, de, Destul de intelectual încât să înțeleagă ce li se spune una la mână Și în al doilea rând este și fidel Lasă-mă domnule cu intelectualul Știi ce repede și un analfabet înțelege dacă Că azi plătești păi 30%, păi dacă 30 din ce muncești în Și de mâine poți să plătești numai 15% Băi Dacă vorbești, în, vorbești într-un limbaj care nu ajunge la public cum să înțeleagă publicul ăla despre ce vorba? Hai că tu vorbești de, de așa. Cum să, vorbe, să înțeleagă Tantii Florica din Văscăuții din deal? Deci Tantii Florica din Văscăuții din deal. Dacă îi spui, bre mamaie, pentru trei roșii care le ai acolo la solar o să plătești impozit. Atunci înțelege. Nu, nu, va înțelege foarte repede pentru că îl va plăti. Păi... Da? Deci, gogoșile Gogoșile socialiștilor vor ieși foarte repede la, la ideal. Dar ne întoarcem la prietenii noștri din dreapta. Așa. Care altă doctrină, altă soluție decât josusele, n-am văzut frate. Deci, competiții interne în partide. Păi, sigur, o să spui, iar, iar ai citit cărți science fiction. Noi ne mai uităm și noi la alegeri, la alea primare care se mai fac în state. în cadrul acelui aș partid vin doi oameni cu două viziuni, nu radical diferite, dar cu niște nuanțări, cu niște. Domnule, eu vreau să. Sigur, trebuie să mergem de la A la B. Dar eu vreau să merg la B, pe aici, și tu pe din coace. Și atunci, cei din. La noi e casting. Da. Ah, cine dă mai bine la, la televizor, domnul Predoiu sau domnul Falcă? În fine, acum între noi fie, fie vorba, chiar dacă până la urmă, după vreo 5 ani sau nu știu cât de procese, domnul Falc a fost achitat sau ceva într-o prima, a doua, a șaptea instanță. Da. Așa, oricum apreciez bunul simț al pedeliștilor că măcar... Pe unul, anchetat și judecat pentru corupție, n-au mai dat în avală să-l boteze. Să să așa cum au făcut la convenție, mai așa, când partida blaga, unde erau clienți de DNA 1 și 1, da. așa, salutare detale? domnul Oltean, așa. <laughs> uh, a cucerit Reduta, iar partida justițiarilor, reformatorilor și așa a avut 200 de amărâte de voturi, dar nu-ți venea să, să, crezi când citeai scorul. Sim. Da? Deci cam, cam, aici suntem. E, și mai avem, stai, că vine pe turnantă, vine pe turnantă, domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care tace. Adică el vorbește, ci că Nu, nu, adică el vorbește. Am înțeles. Uh, mai e prezent, uh, mai ține cât o. Uh, de asta cu jurnaliștii, cu blogării, cu. așa. Dar uh, e, foarte, e foarte straniu că de obicei de la un politician uh, aștepți uh, idei: soluții. Uh, soluții. Dacă s-a întors roata și uh, ne consfătuim că poate mai luăm niște idei de la ăștia, e groasă rău. Da? Deci, nu. Mai aduce aminte de anul trecut, înainte traiesc. de alegeri, că tot aici în emisiune, mi se pare că eram cu tine și cu Barbu, Matescu. Și chiar spuneam, mai dreapta trebuie să vină cu soluții. Asta ar trebui să fie sloganul lor. Noi avem soluțiile. Sau noi avem soluția. Sau cum vreau, vor ei să spună. Atâta timp cât nu ies cu niciun fel de soluție pe piață, nu, nimeni nu... Și e multă tăcere în partea aia, nu știu. Nu, în partea soluție, în soluție. Cere. Îți dau un exemplu, da? Uh, am citit un interviu al unui om de dreapta, pe numele lui Gabriel Biriș, a, ah. da, uh, apropo de uh, evaziune. Sigur. În care omul spune Nu numai da, că spune, uh, dar a făcut uh, tot felul de scheme Și, și avocat fiscalist, și da, deci știe despre ce uh, vorbește, nu e urechist da. uh, În care spune, frate, cu cât sporești birurile, cu atât va crește evaziune Fii. Iar evaziunea, la modul cum este implementat tot sistemul nostru politic, așa este sursa de bani pentru partide Sigur De aia nimeni Cum să spun Ei se fac că îi alergă Dar nu îi găsesc Dar nu îi prind Sigur. Pentru că pușculița de partid Din ziua 1 a guvernării Până în campanie electorală Așteaptă bani Care de unde vin? Din evaziune Din contracte oneroase da, În care se iau procente Și din evaziune pentru tu că se Dana, tu îți dai seama de câți ani suntem noi în campanie electorală permanentă. Deci cred că din 2007 n-a scăpat un an în care să nu avem campanie în desfășurare. Independent de faptul că în anul ăla au fost sau nu au fost alegeri. Păi, să da? știi o campanie păi toate, electorală... toți care au dat la bani până le-a venit rău, aduce aminte câte postere avea joană pe toți tâlpii de, de, de la piața, de la piața Charles de Gaulle, pe toți tâlpii aia erau câte două, trei meșuri cu chipul lui Și ne întoarcem la ce vorbeam data trecută, sistemul. Ai. Pentru că ăsta este de la finanțarea partidelor, care este absolut, cum să spun, opacă. Sigur. mai ascuns de atât nu, nu poate fi până la sistemul intern de promovare, de alegere, că tocmai ce vorbeam de alegerile din PDL. Hai mă, fă-mă să râd că ai alegeri interne. Hai mă, fă-mă să râd. Cu acele sisteme uh, tembele, cu delegații care sunt aleși pe sprânceană, care sunt făcuți ca... Hai mă! Hai Dar tu mă. ai văzut vreun partid până acum în România în 23 de ani în care să fie alegeri primare? Dar nici nu vor alegeri primare, pentru că n-ar mai A, ieși... a făcut-o pdl PDL-ul a făcut o PSD-ul. Și când au văzut ce le iese în teritoriu, e, au mișmășit o de, de nu s-a mai vorbit despre ea. Pei, da? Despre deci ce când au realizat că din pălărie ieșau alte nume decât ale tradiționalilor baron trăgător de sfor și așa, Au zis: "Bă, vi s-a urcat democrația la cap." Mocles și s-a închis. Da. da? Și acum, mă rog, sunt tot felul de, de poezele de-astea. Păi, de Hai nu să se facem că facem. nici nu se schimbă legea partidelor, de -aia nu se schimbă nimic. Legile fundamentale astea care ar mai putea curăța nebunia asta. Păi, care... Nu se schimbă pentru că le convine. Păi sigur că le convine. Le convine. Iar la, la, la cârma partidelor sunt beneficiarii de ani de zile deja ai acestui sistem, pentru că nu e nicio... Uh, cum să spun, nu e nicio trimitere în derizoriu a, a termenului, dar s-a înțepenit în 23 de ani o nouă nomenclatură democratică. Uh, acești domni care au 7.000 de mandate de parlamentar de, da, ca da, să da. zic, n-au mai muncit o zi din 90 încoace. Uh, Auzi, eu aș limita așa? numărul mandatelor de parlamentar la două. Ca la președinte. Dar și de parlamentar, și de primar, și, și de, de președinte, și de, de consiliu Județean Sigur, da. Pentru că lucrurile astea trebuie să. cum să spun? Să, să fie o, într-o dinamică. Sigur. Că altfel, ăla define exact ce spuneam. Mi-a plăcut foarte tare, am găsit într-un comentariu pe, pe net, am uitat cine l-a scris, îmi pare rău. Știi termenul la care spuneam eu, este un sistem feudal. Da. cu vasal și așa a fost reluat în, da, într un da, da. articol, exact asta este. Seniorul și vasalii. Exact. Democrație nema. Da? Să deci să ne lase în pace acești domn care ne tot propun democrația în România, dar de fapt la ei în partide este frate seniorul, Vasalu, astăzi îți dau pământurile alea, îți dau ducatul da. de râpă. Așa, te fac duce de râpă și mâine nu -mi mai place de figura dumitale, ți-am luat ducatul înapoi și l-am dat lui Popescu. Da. E nu merge așa. Și uh, ah Doamne, am ajuns la, la partea care îmi place mie. Care e? Frăția, unirea da. dreptei, uh, da să unești ce frate, niște nevoi. Dacă măcar unul dintre ei era mai răsărit și venea fraților cu o foaie de hârtie, facem mai aia, aia și să fie credibil. Știi că altfel pot să spun și eu că mâine, Alexa, dragă, hai să facem un voiaj pe Marte, te duc eu. Dar mai bine facem da, un da, partid, mai Dana. Nu, dar tu mă crezi? Deci Și mesagerul Acestor puncte Trebuie să fie un personaj credibil Care să, să crezi cu adevărat Că va face ceea ce spune Sau poate că omul e bine intenționat Dar nu știe să structureze mesajul Să-l facă să ajungă La cetățean Uite, a, Din păcate este deja 5 noiembrie Frate să, A fost ziua lui ieri. Da. Nu pot să mă abțin la mulți să ani, domnule domnule președinte. președinte. Deci, să vină unul, tată cu un pic de atitudine, cu un pic de adrenalină, ca să nu zic testosteron de-a dreptul. Dacă să, crezi să de... ai senzația -ai când se zâmbească. Hai, asta, în țara aia, asta se naște în fiecare zi un tream băsescu, acum. Nu am, -am trebuie să nască un Da băsescu. Dar chiar. Ce populație are România? De 20 de milioane. 20 de milioane. Acolo. 9 milioane și ceva sunt bărbați. Bă, unu, unu, că până la urmă ce avem? Auzi, da, spui treaba asta cu unul de parcă l-am așteptat pe Iisus să se din, toți pe trebuie, din toți ăștia trebuie, Din toți ăștia trebuie să iasă unul că nu s-a prădat România de bărbați a rămas doar trei ambăsesc. Da, dar poate că mai da? sunt bărbați dacă Aia nu ce avem? interesează politica. Nu, uite-te un pic. Uite-te un pic. Deci ce avem? Prim-ministru. Un puștan Mitoman. Da? Președintele Senatului. Al doilea om în stat. Da? Un a dormit. vai de capul lui. Da? Dacă stai să te gândești. Bun de gură. Păi, frate, astăzi am văzut discursul lui și scuză-mă că te întreb, dar nu pot să nu zic treaba asta. Am văzut discursul lui, îl întrebau ăștia reporterii despre chestiunile care s-au discutat astăzi cu Fondul Monetar Internațional. Și a avut un dar de a vorbi 10 minute fără să spună nimic. Extraordinar mai. Deci mă gândeam la ce comunicare au ăștia din partea stângă, da? Și uh, mă uitam că uh, uh, ce a înțeles cetățeanul din ce a spus uh, Antonescu, că Antonescu a prezentat așa de frumos un mare esparac pe care l-au făcut astăzi. El oricum habar n-avea cu ce se mănâncă, ce s-a întâmplat astăzi cu Fondul monetar Internațional. Dar știu să... Aia nu că bă, șească... Chițo, știe. A, da, păi lasă. <laughs> nu mai vorbim de asta, dar vreau să spun el, al doilea om în stat despre care discutăm. Atâta le cum să spun, la învelit în staniol ca precum marmota, ciocolata, încât a aburit pe tot electoratul. Chiar discutam acasă, în familie. mai frate, are asta un dar de a nu spune nimic și de toată lumea, dacă îi stai să-i asculți după aceea, că eu am, am și o vecin și mai stau de vorbă cu lumea. Măi, sunt foarte încântați de ce discurs are și de ce uite ce se chinuiește usl să facă pentru noi. Deci despre asta vorbim, despre comunicare. Bine, o să tot tocăm chestia asta. Nu știu, frate, să comunice. Nu știu, nici pe rețelele de socializare, nici în interviuri, nici în astea. Se pierd în tot felul de acolade, în tot felul de nebunii. De la sfârșit, Domnule, trebuie să rețin cinci cuvinte. Cu mine îți e mai bine. Hai, șase, că n-am numărat bine. Și tu aduți aminte că în 2007, la prima suspendare a lui Traian Băsescu, exista o gherilă digitală pe net, care nu era plătită de nimeni, era pur și simplu făcută prin voluntariat. O gherilă digitală care era foarte bine pregătită din punct de vedere al contraargumentelor. Înțelegi bine? Era și altul Alta conversația pe net pe rețelele sociale nu erau uh, poveștile din ziua de azi cu talibanii, din partea cealaltă care atacă la persoană și care vorbesc uh, suburban, da? Dar existau, măi, contraargumente de să desfăceau absolut toate manipulările. Mie mi-a plăcut perioada aia extraordinară de tare, 2007-2008. era alt entuziasm. Da, dar vreau să spun sunt, că, sunt că, anul că anul Traian Băsescu a fost foarte apropiat și nu numai el, și PDL-ul au fost apropiați în acea perioadă de cetățean. Da? Pentru că uh, au, au ținut legătura cu cetățeanul în așa fel încât cetățeanul s-a implicat prin voluntariat să-i ajute să ajungă acolo unde au ajuns. Da? Asta nu se și mai întâmplă ce au Ajuns, acest lucru. ce mulțumire! De, nu contează, mai. Contează că de bine, de rău n-au făcut ceea ce fac ăștia. Acum, că ăștia se pregătesc pentru 20 de ani de guvernare. Asta fac. Da, ce, ce ironie. Suntem în fabule. Am văzut astăzi, mă rog, secvențe celebre, așa, cu Trean Băsescu, date la televizor, când povestea Ponta când vine la mine e ca un pisic. Da. Și mă gândeam, îți dai seama cine a negociat cu femeiul pentru noi. pisicu și cu chițoiul. Da. Știi? <laughs> Asta e. Da. Aștia suntem. Apropo de mari bărbați de stat ai uh, României. Unde vrei să mai mergem? La numărul 3, la domnul Zgonea? Care, care face instrucție cu femeile de, uh, de serviciu și le măsoară fustele uh, colegelor în camera deputaților în camera derutaților. Așa, alt, alt mare uh, vizionar uh, politic. La cine vreți? La soțul doamnei Bombonica? Oh, mare. La domnul Dragnea? I... Care, care e un bărbat sărac, noroc, are nevastă bogată. Da. Uh, și care toate secretarele și toate uh, astea? Uh, uite, pune. uite, nu vreau să fac nicio agitație feministă. Așa. Dar până și la vestitul bărbat de stat, uh, domnul Năstase, am aflat ulterior de la parchet așa. Așa, că bărbatul în casă era doamna Dana. Da? Că la ea se lăsau cotizațiile alea grele. Știi, era 50 de mii audiența. Așa, la el poate mai intra așa cu un protocol, cu o chestie, dar la doamna nu era banul, nu vedeai păd înăuntru ușa biroului. Dar și cum se spune că orice bărbat de stat are în spate o femeie puternică? Da, Acum da, Deci despre asta era vorba, de fapt, și de dreptate. N-ai înțeles tu. În Bun. Fine. Ne întoarcem la, uh, ne întoarcem la... la, dreapta. la da. dreapta. Îți vine să faci la dreapta și să tot uh, fugi. Uh, am văzut uh, niște uh, stranii, uh, cum să spun, așa, apropieri. Da? Uh, de pildă, FCU nu? cu PMP-ul, mișcarea populară, care numai ce apărea fundația Mișcarea Populară și pe hulea uhulea și arunca cu pietre și facea și trecea Frăție și prietenie. Ba, se pare că în culise pe undeva s-ar vorbi și de vreo fuzionare. Care în care, cum se va vărsa Dunărea în Marea Neagră, Marea Neagră în Eu mă îndoiesc de, eu de fuzionare. Da, acum am înțeles că mișcarea populară încă nu și-a obținut actele în da, regulă, deci nu-i nu partid nu are ce să păi fuzioneze. nu e partid pentru că se ține cineva de capul lor și tot timpul face... La noi nu va fi fuziune, o să fie întotdeauna fisiune pe dreapta. Fisiune, da. Clar. Sau fâsune. Da, fâsială. Cestiunea e una singură. Consecințele catastrofalului decembrie da, le-am încasat astăzi și uh, azi încasăm și de mâine începem să plătim. Corect, așa e. Da? Și uh, ne uităm n-a plătit nimeni prețul n-a plătit nimeni prețul acelui eșec. Am avut uh, îndrăzneala să scriu pe Facebook, cine sunt eu? Unu. Am da. Da? spus, fraților, da niște demisii Acum, repede, asumați-vă 16% ăsta, dracu, cota unică. De. Da, dacă erați cu un procent, erați mai mici decât cota unică. Așa, nu și asumă nimeni? Domnii Coco președinți, hai, unul câte unul, mandatul, dați cu el de masă la partid să vedem dacă... Nu? E, eh, uită-te în jur. Domnul Pavelescu, bien merci. Domnul Mereu, bien merci. Domnul Blaga puncal și mai mare decât era uh, anterior. Uh, și cine era al patrulea? Aoleu! Mai bine nu zicem, da? Deci, domnul Neamțu, la fel de bine, mersi că dacă mai pleacă 2-3 de la el din partid, o să rămână oricum președinte absolut. Că nu mai are nici vice pe cine să numească. Deci, patru, în continuare, aceeași, Da? Hai, am mai făcut o achiziție, așa. Mă rog, ei au zis că l-au luat pe Messi, eu am mici îndoiele, Așa, am mai făcut o achiziție cu Predoiu, PDL-ul, dar a pierdut gros pe uh, partea și a pierdut niște capete. Ai uitat de Irelemă. pe să nu-l ai băgat în seama. Nu, no, exact cum îi spune lumea. Ireal. <laughs> da. da. Din păcate, uh, poziția Dana... liberală din sânul. Uh, nici ei nu știu ce sunt, că PNL-ul numai liberal nu mai e. Păi nu <gătă> sunt liberal, mă, mamă. că dacă ar fi liberal, ar face politică liberală. Dar ce fac acum, a făcut Nu le-au mare... citat pe domnul Antonescu cum s-a bătut el a pentru dat, cota sigur, unică? -a Doamne, s -a s -a -a îi sărea pleata dacă de... Dacă îl întreb, el, întrebi, el la banal, râs, nici nu știe ce e aia. Uh, dar n-am ajuns la sfârșitul emisiunii, din păcate... Uh, uh, abia cum să spun De-abia acum, de acum încolo ne în să vorbim uh, <laughs> uh, Dar te mai aștept Mai vină și mai discutăm din când în când Așa că se simte nevoia Că poate așa noi de drag uh, Luăm la pumni pe toată lumea Că poate înțelege că sunt singura Variantă La nenorocirea care Vine ca tăvălugul, e ca bulgările de zăpadă Peste noi În fine îți mulțumesc mult că ai venit astă seară Că ai făcut acest efort Vă mulțumim și drag. dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne puteți revedea mâine dimineață între 7.30 și 8.30. Nu uitați să intrați pe platforma www.nașul.tv pe pagina noastră de Facebook alexa.tv. Vă dorim noapte bună și nu uitați să fiți iubiți!